Da, continuăm un alt exercițiu. Ia vă cum ai spus. Modul din Z minus 1. Modul din Z minus 1. Minus I. Minus I. Mai mic ca 1. Mai mic ca 1. Modul din Z minus I. Mai mic ca 1. Dacă ar fi fost modul din Z mai mic ca 1, dacă ar fi avut așa, am fi avut modul din Z mai mic ca 1, atunci ați fi răspuns foarte repede. E vorba de un cerc, interiorul cercului, cu centru în origine și de razul 1. Deci, am fi desenat sistemul de axe și am fi desenat foarte bine așa. Cercul de centru părinea sistemul de axe și rază 1 și atunci strict mai mic decât 1 înseamnă interiorul aici. Poate punctul de aici. Asta este răspunsul. Faptul că zicem Z egal cu 0, adică și 0 este un punct aici. Dacă anulăm ce întrebare, descoperim punctul care satisface. E sistemul, deci, prin mulțimea, între mulțimea punctelor din interiorul cercului, se află și centrul de aici. Da? Ei, când îl anulăm pe aici, pe ăsta, înseamnă Z egal cu I, care înseamnă 0 plus 1 ori I. 0 ăsta eu trebuie să înțeleg 0 plus I ori 0. 0 plus I ori 0. Adică e un număr complex, nul, care face parte din mulțimea punctelor de aici. Da. Și acum, fiindcă am anulat, cum se anulează și ăsta, nu mi-a mai dat 0 punctul nul. Mi-a dat un punct 0 plus 1 ori I. Dar acesta poate fi repede reprezentat. Nu? Numărul complex 0, partea reală 0 și partea imaginară 1, 0, x-ul e 0 și y-ul este 1, aici este. Da, x-ul 0 și y-ul 1 este punctul imaginar, punctul acesta de pe axa y-ul. Că partea reală este cât partea reală este 0, și partea imaginară este 1. Și în clipa de față, aici centrez cercul acela. Deci centru cu centru pe care îl desenez, nu mai desenez cu centru aici, ci cu centrul noul punct care l-am găsit din anularea numărului de aici. Deci îl anulez pe ăsta, tot ce între paranteze. Și găsesc 0 plus I ori 1 plus ori I. 1 plus 1 ori I. Și atunci, ăsta este centru și desenez centru aici și mulțimea punctelor care satisfac la condiția respectivă înseamnă interiorul cercului acesta. Da, apărmă un alt Z, Z0 sau prin același Z care de sus, nu? Deci l-am anulat pe ăsta și Z-ul de aici. Da? Cum l-am anulat pe ăsta, care m-a condus la Z egal cu, ce întrebare, egal cu 0, e numărul complex nul, care e format din 0 plus I ori 0, și este unul din punctele de aici. Și am descoperit centrul meu. Și așa descoper și centrul, anulându-l pe ăsta de aici tot, găsesc un punct care satisface la condiția asta, mai mic decât 1. L-am translat de 0, par fi. L-am translat așa, dar l-am mișcat. Da. Am mișcat cercul de aici, l-am translat în sus. Da? Deci el o alunecă și schimbă centrul aici. Și acum asta este noua situație. E același cerc care a fost translat cu centrul, a alunecat pe axa Y-ilor. Da? Putea să fie, dacă avea numai partea reală și n-ar fi fost partea imaginară, aluneca în partea asta. Asta sunt partea cealaltă, depinde cât în cum mi-ar fi dat. Da.
Deci nu fac decât să anulez cu ăsta și găsesc în felul ăsta coordonatele noului centru, da? Noului centru. Și acolo trase cercul de rază care e specificat. Mai dăm un că nu mai știu. Hai să vedem. Modul din Z plus 1 plus I. Modul din Z plus 1 plus 1 plus I, da? Egal cu 1. Egal cu 1. Egal cu 1. Dacă ar fi numai modul din Z egal cu 1, ar fi cercul chiar numai conturul cercului, circumferența cercului, da? Circumferența cercului. Acum analizez, îl fac egal cu 0 de aici. Și rezultă că Z egal cu cât minus 1 cu minus I. Și desenez centrul cercului. Deci mișc 0, 0, 1, așa ceva. Și atunci voi avea. Ce înseamnă minus 1 cu minus I? Partea reală e minus 1 și partea imaginară e minus 1. Da? Reală e 1, minus 1 și minus 1. Asta e. Și fostul centru de la 0, 0 fuge aici acum. Și face cercul tot de rază. Și face cercul tot de rază 1, dar pentru, cu centru aici acum. Asta este. Da? Deci de 1. Înseamnă că cercul de rază 1, cam așa bine. Dacă am dus 1, 1, minus 1, minus 1, cam așa bine, da. Uitați, asta e. Ăsta e cercul. Practic cercul de data asta mi-au zis. Îmi luăm punctele de pe cerc, egal cu 1. Nu mai mare ca 1, nu mai mic ca 1. Dacă ar fi fost mai mic ca 1, spuneam centrul interiorul acestea. Dacă spuneam mai mare ca 1, spuneam exteriorul cercului ăsta. Întreabă-mă, te rog. Eu înțeleg. Înțeleg, da? Deci anulează, ca practic acum să văd. Anulează egal cu 0 ăsta și găsiți numărul complex, care, a cărui coordonate indică centrul nou, centrul al sistemului de axe, băi, da? Da, și acolo se desenează cercul cu respectiv și se vede exact. Hai să vedem altă. Ioana? Ioana, tu ești. Ramona. Ramona. Ramona, dă-mi tu. Modul din Z minus 1 egal cu 2. Cât? Modul din Z minus 1 egal cu 2. Ramona, te rog să vorbești. Conducă tu. Ia anulăm ce întrebare. Da, anulăm că e pe minus 1. De Z minus 1 egal cu 0. Rezultă că Z egal cu 1 plus I ori 0, ca să fie foarte clar. Da. Unde-ți duce cel? Și acum desenăm. Reprezentăm punctul de coordonate 1 și 0. X-ul e 1 și Y-ul este 0. Deci rămânem aici. Și fostul 0, 0 am ajuns aici. Și acum trasăm, că e egal cu 1, trasăm un cerc de rază 1. Deci cu centru acolo. Rază 2? Așa, 2 e fost, da. De rază 2. Adică o dată și încă o dată aici. 1, 2. Deci, n-am acum posibilitatea să-l trasez cu multă precizie. Așa. Alo. Bună seara. Acum sunt într-o lecție de matematică. Dacă reveniți peste vreo oră, stau de vorbă cu asta. Da? Mulțumesc frumos. Da? Da?
Deci am desenat cercul de centru, noul centru, și de rază 2. Și atunci toate punctele care au fost egal cu 2. Toate punctele de aici. Dacă ar fost mai mic ca 2 interiorul cercului ăsta, mai mare ca 2 exterior. Da. Simplu? Da, acum da. Simplu, da? Așa. Altă. Da. Acum avem o problemă. Zim. Determinat cel de-al treilea vârf al unui triunghi lateral, da. Știind că afixele a două dintre vârfuri sunt Z1,0 și Z2,2. Deci să găsim afixele celui de-al treilea punct al triunghiului echilateral, știind că avem o dată adi coordonate, un vârf al avem, nu? Adi coordonate cât? Z1 egal cu 0. Z1 egal cu? 0. 0. Deci Z1 egal cu 0. Z2. Și 2 egal cu? 2. Deci avem un vârf, ce înseamnă cât de a fi 0? Egal cu 0 plus i ori 0. Ăsta e numărul complex. Adică e vorba de vârf originea sistemului. 0, 0. Da. Deci un vârf este 0. Chiar centrul sistemului. 0, 0. Faptul că Z2 e egal cu 2, mi-a spus parcă nu? Da. Înseamnă că e egal cu 2 plus i ori 0. Înseamnă că avem al doilea punct A de coordonate 2 și 0. Ia desenăm pe astea. Deci luăm un sistem de axe. O XX prim și YY prim. Un vârf al avem chiar aici O. Al doilea vârf al avem 2. A. Și trebuie să-l găsim pe cel de-al treilea vârf. Unde bănuiți că s-ar afla cel de-al treilea vârf? Ca triunghiul este bine echilateral. La mijloc. La coordonata 2, 1. Va fi așa, pe perpendicularea asta. Că doar știu bine că e, într-un triunghi lateral, mediatoare și mediană și de toate, da? Și bisectoare de toate. Deci va fi un punct aici undeva, sau în partea asta, încât distanța OA să fie, hai să zicem B-ul, punctul care e, și B1 și B2. B2. Distanța asta să fie egal cu 2. Egal cu asta și egal cu cealaltă, să înțelegi, da? Și egal cu 2. Păi, cum am putea să o găsim? Pe asta o știm. Cât e asta de mare? Iar arătată 2, asta e de 1. Și m-ar interesa să știu asta cât e de mare. Păi dacă știu că ipotenuza e de 2. 2 la pătrat minus 1 la pătrat, 1. Radical din 2 la pătrat, 4 minus 1, 3, radical din 3. Deci asta toată, B1 este de coordonate X-ului 2 și radical din 3. Sau foarte bine poate să fie tot 2 și minus radical din 3. De acord? Da. Și atunci, care e numărul complex? Z, 1, egal cu 2, plus i radical din 3. Asta am găsit odată. Și al treilea, așa, al doilea vârf, Z2, egal cu 2, minus i radical din 3. Nu? Deci, întrebarea era, unde se găsește cel de-al treilea vârf? Răspunsul. Sunt două posibilități. Avem un Z1, 2 plus i radical din 3, care e, deci afixul punctului B este 2 plus i radical din 3 sau 2 minus i radical din 3. Două posibilități. Vedeți, dacă faceți legătura cu reprezentarea punctelor în plan, că când la numere complexe, atunci totul este la temă. Da. Altceva? Cam atât. Cam atât, da? Da.
din urmă de la lecție, din urmă, dacă aveți ceva. La algebră? Algebră, sigur. Păi ne face puțin din binomul lui Newton? Le facem un pic din binomul lui Newton? Hai. Ai ceva ieșiție acolo? Da, să facem cu comitări. Eu știu, dar... Combinarea am făcut, știu, binomul Newton un pic, dacă vreți, că interesează, zic. Dar voi nu știți, am vorbit, dar am trecut un pic de aranjament pentru combinare. Dar numai voi două nu știți. Tu ai prins? E fost, da? Zim, ca zic. Fie radical din 2, 2, 3. Cât? Radical din 2, 2, 3. Radical de ordinul 2 din... Nu, radical de ordinul 3 din 2. Radical de ordinul 3 din 2. Plus radical de ordinul 5 din 2. Radical de ordinul 5 din 2. Mă rog, din 3, pardon. Nu, din 3, pardon, am greșit. Din 3, da? Da. Așa, tot la puterea 2025. 2025. Determinați numărul total al numerelor raționale. Aha. Hai să vă spun că problema e frumoasă. Determinați numărul. Adică câte numere raționale sunt? Sunt în total aici. Da. Dacă ridicăm la puterea 2025, știți cât termen are din omul ăsta? 2026. Ca să mă pot să fac legătura și cu fetele care au venit acum, uitați, A plus B, totul la a doua, știți bine că este A pătrat plus 2AB plus B pătrat, din omul întâi, da? Și egal cu, în loc de 1, să zice, combinări de 2, doar cât e 0. Dar nu știți ce înseamnă combinările. Da, dar nu știu. O să vedeți lecția din urmă și o să intrați în ea. Acum, aici, dacă ridicăm la puterea 2025, ar fi combinări de 2025, doar cât e 0. Locul 1. Radicand ce 3 din 2, totul la puterea 2025. Plus combinări de 2025 luate câte 1 ori radical și 3 din 2 la puterea 2024. La puterea 2024 ori al doilea ori radical și 3 din 5, că bine acum ăsta. Nu, invers, radical de 5 din 3, da. 5 din 3. Plus combinări de 2024 ori radical din 3 din 2 la puterea 2000. Luate câte 2. Luate foarte bine. Câte 2, corect, da? Gata, o să spun cuvântul. 2, radical din 3 din 2 la 2023, da? Ori radical din 5 din 3, plus punctul cu cea mai departe, plus la un moment dat, combinări de 2025 luate câte 25. K, hai să zicem câte K, un intermediar. Ori locul 1, radical din 3 din 2 la puterea 2025 minus K, ori radical din 5 din 3 la puterea K. Plus puncte, puncte. Deci uitați ce se întâmplă. Din 2025, am plecat 2025, o scăzut 1, o venit celălalt și vine minus K la puterea de 3 din K. Ei, când ăsta devine număr rațional? Combinările sunt întotdeauna numere naturale. 1, 2, 3, 7, 9. Când ăsta devine număr rațional? Dacă ridicăm la o putere multiplu de 3.
Dacă ridicăm pe ăsta la a treia, la a șasea, la a noua, atunci se întâmplă ca să scape radical. Dar în același timp, când ăsta scapă de radical? Când ajunge la puterea a cincea. A cincea, a zecea, a cincisprecea. Adică acest K trebuie să fie multiplu de 5. Deci K trebuie să fie egal cu 5P, multiplu de 5. Deci K să fie multiplu de 5. Și 2025 minus K, adică cine minus K? Minus 5P, să fie egal cu multiplu de 3. Deci e dat un 3P. Atunci se întâmplă chestia asta. Practic am locuit pe K acum, deși asta să fie multiplu de 3 și totul este perfect. Și acum, 2025 minus 5P egal cu 3P, iată problema noastră în clipa de față. Duce pe 5P în partea cealaltă și urmează 5P plus, de aici mă puteți urmări, e o ecuație frumoasă pentru toată lumea. Atenție că e o ecuație excepțională. 5P plus 3P plus 3T. Nu același P. În alt multiplu. Da? Plus 3T să facă 2025. Căutați voi o pereche de un V și un T pe care, dacă îl înlocuim, să facă 2025. Se poate? N-are cum. Da, da. Nu, n-are cum, pentru că dacă e multiplul de 5, ar trebui să termine cu 0 și 5. Și la dăm cu multiplul de 3. Ar trebui să suma să dea 14. Cum? P-ul este 42 și T-ul este 5. Deci P-ul, cât ai zis? 42. P-ul, da. P-ul, da. P-ul e dat cu 42. Și T-ul este 5. T-ul e dat cu 5. Ia să vedem dacă... Cu 0, dacă... Și pe 420. 420. 420, da? 420 și 5. Ia să vedem dacă merge. 5 ori 0, 0, 5 ori 2, 10. 5 ori 4, 20, 21, 2100. Deja ai depășit. Da. Ideea este următoarea. Să începi așa. Cu P egal cu 1, P egal cu 2, P egal cu 3. Și ducem în partea cealaltă și să vedem T-ul care apare dacă e multiplu sau nu de 3. Dar numărul ăsta este multiplu de 3? Ia să vedem. Da. 2, 2, 4 și cu 5. 4 și cu 5, 9. Da, este. Excelent. Dacă împărțim la 3, 677. Dacă e multiplu de 3... 675. Cât? 675 ne împărțim la 3. Dacă îl împărți pe ăsta. Da. Deci dacă punem P-ul 0, da, puteți să punem? P-ul 0... Și T-ul 675, da. Da. Pe urmă... Sau dacă îl împărțim 675 la 5... Stai o secundă. Dar poți să-i lei pe... Asta nu câte... Pe 135. Deci, scazi de 5 ori 3-ul. 675, ai spus? Cât ești? 675, da? Dacă îl împărțim la 5, putem pune P-ul 135 și T-ul 3. 5. Nu, 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 nu. Ai zis 675 ori 3 fac, nu? Da. Deci 3 fac 2000... 25. Și acum, scazi 5 de al de 3 ca să facă 15 și pui pe 15 la P. Adică, din 670, 670 ori 3 plus 5 ori 3. Ia să vedem. Da, da. 670 ori 3 plus 5 ori 3 cred că face, nu? Da. Da, face. Și atunci eu am așa o primă soluție.
5 ori 3 plus 670 ori 3. Ia vezi, mulțiți așa dacă e da. Corect. Da, da. De fapt, 2200, da. Da? Egal cu, cât a spus, egal cu 2025. Și 2 și cu pe ori când este 402 și pe ori când este 5. Deci când 402 e zis, da, nu? Da, deci sunt alte, alte perechi. Da, alte perechi cu aceste. Bun. Și noi am găsit un P0, cât P0, 3, o soluție particulară am găsit. Da. Și un T0, care este 670. Ei, de la acest P0, T0, se formează o soluție particulară de tipul P egal cu P0 găsit mai înainte, 3, plus 670 ori un alfa, iar T-ul egal cu T0, 670 plus, minus 3 ori un alfa. Deci, de la soluția particulară, de la soluția particulară, să adaug coeficientul lui T, 670, mulțit cu un alfa și dincolo se scade. Ca să... Ia să vedeți dacă înlocuiesc acum ce se întâmplă. Vine 5 ori P, ori cât? Ori 3 plus 670 alfa plus 3 ori T, ori cât? 670 minus 3 alfa. E calcul, lucrăm să vedem dacă ne dă. Egal cu 5 ori 3, 15, plus 5 ori 670 alfa, 5, ori 670 alfa, plus 3 ori 670 alfa. N-a fost atent, îmi cer iertare. Deci, P egal cu P0, plus coeficientul lui T, plus 3 ori alfa. 3 ori alfa. Iar T este T0 găsit T-ul egal cu T0 plus coeficientul 5 alfa. Așa trebuie să spun. 5 alfa. Asta e indicarea care trebuie să fac. Sperăm că am obosit. Și acum, cu T-ul și P-ul aici, hai să locuiești. Vine 5 pe lângă 3 plus 3 alfa. Plus 3 pe lângă. Alo. Da? Da, seara. Da, sunt în proiecții, reveniți peste o oră, vă rog. Da, da, da. Da, 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 da. Deci, acum, haideți să vedem. 5 ori 3, 15. Ce plus 15? 5 ori... Cât aici? 5 ori 3. Dar aici e 5 alfa, da? 5 alfa. Așa. Și vine 5 ori 3, 15 alfa. Plus 3 ori 670. Minus 15 alfa. Egal cu. 15 alfa și 15 alfa se simplifică. Asta este momentul, da? Și calculul care îl facem, 3 ori 670 plus 15 face 2025. Ei, soluția asta găsită de tipul P egal cu 3 plus 3 alfa și T egal cu 670 minus 5 alfa generează toate soluțiile posibile. Tu ai spus mai devreme că ai și alte soluții. Uite, pentru alfa egal cu 0 avem P-ul 3 și T-ul 670. Pentru alfa egal cu 1, 3 cu 3, 6 și 170 minus 15, iar vezi cât face. Deci sunt toate perechile posibile găsite. Și acum le numărăm pentru că acest K era cuprins între cine? Numerele de
unde ca de unde ia valoare? De la 0 până la 2025. Deci K ia valoare de la 0 până la 2025. Uite, vine odată K 1, 2, 3, da? Și cine este K? 5 P. Deci vine 0 mai mic egal decât 5 ori P. Dar P-ul cât este? 5 ori 3 plus 3 alfa mai mic egal decât cine? Decât 2025. Și avem 0 mai mic egal decât 15 alfa. Deci 15 mai întâi. Da. Plus 15 alfa, mai mic egal decât 2025. Și acum putem împărți prin 5. Și acum putem împărți sigur prin 5 și vine 0, mai mic egal decât 3 plus 3 alfa, 3 alfa mai mic egal decât 40, 0, 5, 405. Da? Și scădem un 3 peste tot, deci minus un 3 ăsta, și vine 0, mai mic egal decât 3 alfa, mai mic egal decât 405 minus 3, 402. Împărțim prin 2, prin 3, toată chestia asta, și vine 0, mai mic egal decât alfa, mai mic egal decât o dată, în 10 de 3 ori, în 12 de 4 ori. Da. Deci, K-ul ia de valori de la 0 până la 134. Câte numere sunt? 135 de numere. Da. Deci, tu m-ai întrebat numărul total din cele 2026 de numere, care e numărul total încât să avem de fiecare dată numere raționale. Da. Răspunsul? Avem 131. 5 de numere raționale. Vă reau încă o dată. Care a fost ideea? Ideea a fost așa. În dezvoltarea binomului, se întâmplă la un moment dat, între cei 2025 de termen, ca o parte din ei să aibă norocul încât să fie aici la multipli de 3 și scapă de radical și în același timp la multipli de 5 și scapă de radical. Ei, întrebarea era cât sunt din cei 2025, da? Cât din 2026 de termen, cât sunt acei care scapă de radical? Sunt numere, în condiția se cheamă, sunt numere raționale, nu mai sunt iraționale. Că ori de câte ori rămâne radicalul, atunci am de-a face cu un număr irațional. Și am plecat pe ideea că trebuie să fie ăsta odată multiplu de 3 ca să scape de radical și din coace multiplu de 5. Și când am înlocuit, am ajuns la o ecuație cu două necunoscute, P și T. Se cheamă ecuație diofantică asta. Deci o ecuație care ți-ar mai trebui încă o altă ca să rezolvi astfel de ecuație. Că nu poți să rezolvi o ecuație cu două necunoscute. Dar mulțimea numerelor în 3 sau naturale, da, se poate. Este suficient să ghicim o soluție și am înghicit o soluție și plecând la soluția particulară, se poate organiza soluția generală. Soluția particulară 3 plus coeficientul celelalte necunoscute 3 ori un număr alfa. Dincolo de la T-ul egal cu fosta soluție particulară 670, minus de data asta, ca să se reducă acolo, coeficientul lui P ori alfa. Și odată făcut treaba asta, ne-am întors la lucru cunoscut, K-ul între 0 și 2025. Cine era K-ul? Am zis K-ul este multiplu de 5, 5 pe lângă 3 plus 3 alfa, și în sfârșit, ne este că alfa e cuprins între 0 și 134. Deci sunt 135 de termeni. Tu mi-ai cerut numărul total de termeni
raționali din dezvoltarea binomului acesta. Răspuns 1135. Da? Cam asta a fost. Da. Ne oprim aici, da? Bine.